În municipiul Drobeta Turnu Severin va fi implementat un proiect de regenerare urbană de 6 milioane de euro, ce presupune construirea 19 parcări, plantări copaci, refacere trotuare, acestea venind în sprijinul cetățenilor. Primarul Marius Creciu a schimbat în totalitate fața orașului nostru, prin implementarea diverselor proiecte menite să ducă la creșterea nivelului de trai. Chiar dacă Drobeta Turnu Severin este un oraș mic, numărul mașinilor este în creștere de la an la an. Acestea nu mai reprezintă un lux, ci o necesitate. Tocmai de aceea, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, va implementa un proiect de regenerare urbană în valoare de 6 milioane de euro, ce presupune construirea a 19 parcări, plantări de copaci, refacere trotuare, acestea venind în sprijinul cetățenilor. Avem un proiect de regenerare urbană de aproximativ 6 milioane de euro. Regenerare urbană care presupune construcția a 19 parcări, reabilitare și construcție nouă acolo unde este cazul, plantări de copaci, de arbori, refacere trotuare, alei pietonale, spații verzi 2,5 hectare. Se vor construi în total aproape 1500 de locuri de parcare. Venim în întâmpinarea cererilor severinenilor, pentru că știm cu toții, trăim în acest oraș, s-au înmulțit foarte mult numărul mașinilor, autoturismelor. Este o realitate pe care nu o putem ocoli astăzi. Oamenii își cumpără mașina, nu mai înseamnă un lux, înseamnă o necesitate. Chiar dacă lucrurile nu arată așa bine, în sensul că multe mașini înseamnă și aglomerație, înseamnă și trafic, timp mai mult în trafic, noi încercăm totuși să ne adresăm cetățenilor și să-i ajutăm în ideea de a se putea circula și de a se putea parca bine și corect în municipiu. Proiectul prin care vor fi create peste 1500 de locuri de parcare a fost împărțit în 3 loturi, pentru că acesta are termen de finalizare la finalul acestui an. Așa, partea de altă. Vă urez succes! Mulțumim! Și să vă țineți de cuvânt până la sfârșitul anului să le avem toate finalizate. Principalele lucrări care vor fi executate sunt suprafața totală carosabilă, suprafața totală alei pietonale, rețea de canalizare pluvială, stâlp de iluminat, plantare pomi, indicatoare rutiere și marcaje rutiere transversale. Peste 19 parcări, mergem în tot orașul, zona garajelor Șincai Crișan, zona generală numărul 15, Târgul Veterani, școala generală numărul 4 în CET acolo, o parcare așteptată de mult în zona apelor române, iar acolo am avut de-a lungul anilor mai multe cereri din partea cetățenilor, la sala polivalentă, în jurul sălii polivalente, unde într-adevăr și acolo avem probleme. Zona Brâncoveanu, Chiselef cu Eminescu, Bulevardul Rebluții, Brătianu, Crișan cu Cogălnicianu. V-am dat câteva din zonele în care se vor reabilita sau zonele care vor fi reabilitate în perioada următoare. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, a reușit să schimbe în totalitate fața orașului nostru prin numeroasele proiecte implementate.